Bună seara, bine v-am regăsit în centrul atenției, sunt Bogdan Papacostea. Discutăm ca de fiecare dată despre cele mai importante știri ale zilei, știri importante în Constanța, în țară sau în lume și neapărat vă reamintesc, aveți un număr de telefon la care puteți suna, interveniți în direct, spuneți-vă opinia, sunteți așteptați și de asemenea sunteți ascultați. Trecem la următorul subiect care este a treia etapă de vaccinare. După mai bine de un an de zile de când pandemia a fost declarată și în România, suntem în etapa a treia de vaccinare și desigur au apărut probleme pentru că foarte mulți dintre dumneavoastră ați vrut să vă înscrieți pe platforma pusă la dispoziție de statul român, iar platforma, ca orice lucru pus la dispoziție de statul român, are resurse limitate. Așa că s-a mai blocat, s-a mai oprit, ceea ce a dus la un cor întreg, o hărmălaie de proteste, pentru că lucrurile nu merg perfect în această țară. Dar, dacă ne uităm de jur împrejurul nostru, putem să ne liniștim puțin. Lucrurile în România merg chiar bine. În alte țări nici măcar nu se visează la o asemenea platformă, iar cetățenii pur și simplu așteaptă să le vină rândul. Nu știu nici ei când, dacă vreodată. Și ne gândim la țări pe care alminter le luăm ca exemplu în alte privințe. Vezi Italia sau chiar Franța, de ce nu Germania? Acolo lucrurile stau chiar mai rău în privința organizării decât în România. Eu spun des să facem un pas în spate și să ne bucurăm că avem posibilitatea, mai greu, dar avem posibilitatea de a intra pe această platformă și de a controla cumva situația, programându-ne sau punându-ne pe lista de așteptare și așa mai departe. Așadar, deși avem de ce să ne plângem, în continuare situația în România, din acest punct de vedere al organizării, mi se pare mult mai în regulă decât în alte țări europene. O repet, țări de la care avem pretenții sau țări pe care le luăm de multe ori ca exemplu atunci când vorbim despre înapoierea României versus avansul civilizațional și tehnologic al acelor țări. Așadar, noi suntem ceva mai bine aici. Bun, a pornit etapa a treia de vaccinare pentru populația generală. Deși de-abia de la 1 aprilie se vor face aceste vaccinuri, din 15 martie se pot face programări. S-au făcut programările, sunt liste de așteptare, e destul de transparent sistemul și am văzut astăzi deja mii de cetățeni pe listele de așteptare în Constanța și sute de cetățeni pe listele de așteptare la Cumpăna, de exemplu, sau la Cogealac, sau la Ovidiu. Așadar, sistemul funcționează, a fost supraaglomerat, s-a mai blocat, a mai dat rateuri, dar în acest moment pare să fie în regulă. Cu o oră înainte de începutul acestei emisiuni, am mai verificat odată site-ul RoVaccinare, acolo unde se fac programările, și totul părea să fie în ordine. Sistemul era funcțional. Așadar, puteți să încercați și dumneavoastră și puteți, desigur, să verificați în acest fel care este situația. Din păcate însă, pentru mulți dintre români, capacitatea, posibilitatea de a intra pe un astfel de site, de a intra pe un site în general, este foarte redusă. Fie n-au tehnologia, fie n-au știința din cauza vârstei, de exemplu, fie sunt dezinteresați pur și simplu. Așa că sunt, și presupun asta, foarte mulți pensionari, inclusiv în mediul urban, nu mă mai refer și la mediul rural, că acolo e altă planetă deja, sunt foarte mulți pensionari, de exemplu, care ar vrea și nu pot, care se duc la medicii de familie și le cer această programare, dar medicii de familie nu se ocupă de așa ceva. Așa li se transmite celor care vor să se programeze prin intermediul medicului de familie. Acum eu mă întreb, face parte din datoria oficială a medicului de familie să-și programeze clienții, pacienții atunci când aceștia o cer? Îi verifică cineva pe medicii de familie câți pacienți și-a înscris pe această platformă la vaccinare? Dacă a refuzat vreun pacient, dacă i-a refuzat pe toți? Mi se pare că la acest nivel sistemul este complet depășit, cu siguranță neorganizat. Și poate că ar fi nevoie de niște organizare. Înțeleg că medicii de familie sunt oameni ocupați, care au și altele pe cap și care nu mai au vreme, nu-și mai bat capul și cu acest tip de programare, cu această activitate. Și totuși undeva trebuie să se intervină. Pentru că, o repet, sunt foarte mulți oameni în vârstă
pe care nu are cine să-i ajute în această privință. Aici, desigur, ne întrebăm, dar ce au făcut cu copiii și nepoții? De ce nu-i pun pe ăștia la treabă? Că ori aveai un calculator, ori știi să umble pe Facebook și pe WhatsApp și pe alte canale de comunicare. Nu or fi ei capabili să scrie un www, ro, vaccinare, să-și facă un cont foarte simplu și apoi de acolo să facă o programare? Mă întreb și eu. Cu siguranță însă, acest tip de acțiune, de programare, li se adresează mai ales celor care trăiesc la oraș și celor care au capacitatea de a accesa online-ul. Cei care fie trăiesc la oraș și nu au această capacitate, fie trăiesc la țară și nici nu și-au pus problema să aibă această capacitate, sunt văduviți de posibilitate. Pur și simplu sunt în afara sistemului. Aici se vede cât e de importantă digitalizarea, cum mi se mai spune, sau în orice caz accesul cetățeanului obișnuit la internet. În acest moment, accesul la internet este mai degrabă redus, mai ales când e vorba de ceva făcut treabă. Știți, când internetul pentru distracție e pentru toată lumea. Când e vorba de făcut ceva treabă, chiar și o treabă elementară, cum ar fi o astfel de programare, deodată internetul devine un hățiș de nepătruns. Mai avem de învățat, desigur, dar din nou n-aș da vina pe guvern aici, cel puțin în acest caz punctual. Aș putea da vina eventual și pe o formă de lene a celor mai tineri, și pe o formă de dezinteres a celor mai tineri, și pe o formă de lipsă de colaborare a celor mai în vârstă cu cei mai tineri. Este o problemă, aș zice mai degrabă, de sistem, o problemă sistemică, de familie, de fapt. Nu doar o problemă de internet și nu doar o problemă de vrem sau nu să ne vaccinăm. Oamenii se plâng de probleme apărute pe pagina ro vaccinare, apar zero locuri cu roșu, ce porcărie de platformă, stil comunist pur, stați cu etc. etc. Plângerile obișnuite ale cetățeanului român, care reduce totul la comunism, în momentul în care ceva nu funcționează, e clar, acolo e vorba despre comunism și nimic altceva. De fapt, nu e vorba despre comunism neapărat, poate că e vorba chiar despre lumea modernă, postmodernă, în care uneori internetul nu funcționează, în care uneori site-urile nu sunt optimizate așa cum s-ar cuveni. Dar mai avem o problemă. Într-adevăr, asta este o chestiune care ține de organizarea statului. În sate mici, în localități mărunte, sunt vizibile mii de doze disponibile, pe când în orașele mari nu mai sunt, sau în orașele medii nu se mai găsesc aceste doze. Motiv pentru care foarte mulți cetățeni se programează la Cuca Măcăii, se programează la 150 de kilometri distanță sau chiar mai mult și pleacă în excursie de vaccinare, pur și simplu. Și e o întrebare firească. N-ar trebui ca aceste doze să fie alocate după nevoile fiecărei comunități? Pentru că dacă duci într-un sat uitat de lume 10.000 de doze, să spunem, și într-un oraș cu 150.000 de locuitori duci tot 10.000 de doze. Evident că locuitorii din oraș se vor orienta și vor merge în satul respectiv. Mă rog, exagerez cu sat. În comuna respectivă se vor pune în mișcare, vor consuma timp, vor consuma combustibil, vor consuma nervi. Și cu siguranță cei care poate din comuna respectivă ar fi vrut poate să se vaccineze, dar n-au internet ca să revenim sau nu știu să-l acceseze, vor rămâne pe din afară, deși li s-au pus la dispoziție aceste vaccinuri. În orice caz însă acolo, mai ales în aceste comune, deci sau în locuri mai degrabă la periferia posibilităților, acolo trebuie ca statul să intervină altfel. Poate că ceea ce la oraș este o obligație vagă a medicului de familie, acolo, în zonele mai degrabă văduvite de informație, medicul de familie ar trebui să primească această instrucțiune precisă, clară, legală, de a-și programa pacienții la vaccinare. Pentru că mă gândesc, dacă e la alegerea fiecăruia, e posibil ca în multe astfel de localități medii spre mici, medicul de familie să nu se implice, să nu-i pese și atunci cetățenii de acolo să aștepte inocenți să le vină rândul la vaccinare, pentru că știm, de fapt, rândul nici nu o să le vină vreodată cu acest tip de așteptare. Așadar, apare și această ciudățenie, mii de vaccinuri în zone mai puțin populate și zero vaccinuri și nevoie foarte mare în zone suprapopulate. Este nevoie, deci, de un fel de discernământ aici, unul care să ducă vaccinurile alea suplimentare în excedent, în zonele în care este nevoie de ele. Cei care au reușit totuși să deschidă platforma vaccinarecovidgov.ro au putut constata că numărul județelor fără nicio programare disponibilă sau doar câteva locuri este de 20. Bucureștiul, Bihor, Hunedoara, Olt, Telorman, Brăila, Tulcea, Vaslui și Harghita apar cu mai puțin de 1.000 de locuri,
Cele mai multe locuri disponibile sunt în Suceava, circa 8300 de programări disponibile, Arad cu 5400 și Botoșani 4900. Poate că și aceste cifre zic ceva la un moment dat, apropo de, nu știu ce, nu știu, de ritmul modernizării, să-i zicem, putem să-i spunem așa, și nu mă refer doar la infrastructură, mă refer și la oameni și la mentalitatea lor. Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 a anunțat că luni 15 martie, începând cu ora 9, se deschid succesiv listele de așteptare pentru programare la vaccinarea anticovid și începe și etapa a treia de vaccinare doar în localitățile cu rata de incidență cumulată de peste 4,5 la 1000 de locuitori. Așadar, sunt și liste de așteptare. Programarea se poate face și prin call center. Te poți înscrie pe lista de așteptare, persoanele din categoria a doua, populație de risc, persoanele din categoria 2B, lucrători din domenii esențiale, persoanele eligibile pentru etapa a treia de vaccinare, respectiv populație generală. Fiecare din aceștia se pot înscrie așadar și dacă nu mai sunt locuri libere, te înscrii pe o listă de așteptare. Nu te poți înscrie la mai multe centre de vaccinare, te înscrii la unul singur, dar e foarte simplu să faci transferul între centre. Dacă nu mai vrei să aștepți la centrul de la Cumpăna, te ștergi de acolo și te pui pe centrul de la Ovidiu. Toate aceste centre au deci o listă de așteptare de sute de persoane, în Constanța chiar mii de persoane, asta cu o oră și puțin înainte de a începe această discuție, această emisiune. Sunt desigur mari probleme cu vaccinul AstraZeneca. În România se discută despre asta, îngrijorări, dar spun producătorii, nu este nicio dovadă legată de un pericol specific. Da, niciun pericol specific, dar se pare că un pericol general există legat de acest vaccin. Este periculos vaccinul anticovid produs de AstraZeneca? Numeroase țări, printre care Germania și Franța, au suspendat utilizarea sa după câteva cazuri grave de probleme sangvine în Europa, tromboze, dar nimic nu indică o legătură de cauzalitate, iar deciziile autorităților sanitare divizează experții, scrie AFP. Sigur că aici vedem din nou o socoteală cumva parțială, pentru că atunci când vorbim despre COVID, a murit omul, s-a îmbolnăvit omul, de COVID s-a îmbolnăvit. Lasă alte boli, lasă comorbidități, lasă... Are COVID, a murit de la COVID, să fie clar. E bine, acum când oamenii au reacții adverse la un anumit vaccin și mai multe reacții, nu mai vedem sau nu se mai vede o legătură clară de cauzalitate. Nu mai atât de sigur, nu mai atât de clar. Sigur că pot avea cei care afirmă asta argumente precise pentru afirmația lor, dar noi cei care stăm un pic mai la distanță și privim de pe margine fenomenul, ne spunem, păi, stai puțin, se moare doar de COVID, dar vaccinul nu face rău nimănui. E undeva o inconsistență logică. Nu are niciun sens să treci la opriri de vaccinări, afirma luni Bruno Riu de la Assistance Publique Hôpitaux de Paris. Este ca și cum ai zice, a existat un accident de mașină la un vaccinat, vom interzice șofatul sau oprim vaccinarea, numai că Germania, Franța și Italia au suspendat vaccinarea cu AstraZeneca, așteptând o decizie care va veni mâine, o decizie de la Autoritatea Europeană a Medicamentului, care va emite un nou aviz. De o săptămână, rar a existat o zi, fără ca o țară sau alta să nu suspende vaccinarea cu acest ser. Și atunci, deși și autoritățile noastre ne-au asigurat odată că niciun lot suspect de AstraZeneca n-ar fi în România, de parcă loturile se schimbă de la, ca vinul, știți, de la un an la altul. Lotul este lot. E un lot dintr-o producție generală. Nu cred că de la un lot la altul se schimbă ceva semnificativ. Deci nu vorbim doar despre un lot cu probleme. Vorbim despre un produs cu probleme în ansamblu. Bun. Dar autoritățile de la noi au spus inițial că nu sunt doze din lotul cu probleme. După care aflăm că ar fi lotul cu probleme și în România. După care au fost niște bâlbâieli și niște minciuni de-a dreptul ale autorităților care le-au cam descalificat. De ce se întâmplă asta? De ce țări ca, iată, Germania, Franța, Italia, că acum ne uităm ca la niște exemple, suspendă acest vaccin în țara lor, noi aici în România mai așteptăm. Ce mai așteptăm oare? De ce autoritățile noastre nu spun, bun domnule,
luăm la cunoștință toate aceste neajunsuri, luăm la cunoștință chiar panica, inclusiv panica oamenilor, justificată, nejustificată, și suspendăm până când ne vin niște date mai precise. De altfel, panica funcționează și nu este indusă doar de televiziune, așa cum am mai auzit niște cetățeni spunând. Panica este indusă și vine mai ales prin informație de la om la om. Și sunt destui cei care pot afla informații altfel decât prin intermediul televizorului, să spunem, sau al mass media în general. Așadar, panica asta a făcut ca, de săptămâna trecută deja, 9.000 și deja sunt sigur mai multe acum programări la acest vaccin cu AstraZeneca să fie anulate de români. E firesc, vrei să te păzești, nu te duci acolo să te îmbolnăvești. Poate că șansele să o pățești sunt mici, dar dacă sunt șanse, prefer să mai amâni momentul. Autoritățile noastre mai degrabă atente la procesul de vaccinare și mai puțin atente la sănătatea cetățeanului, preferă să meargă mai departe, sperând că românii vor fi toleranți și vor zice, o lăsăm așa, ne injectăm Dumnezeu cu mila, dacă o vrea Dumnezeu, etc. Multe se fac pe bază de Dumnezeu în România, de la agricultură la medicină, desigur. Se merge prea departe, spune laboratorul, într-un comunicat publicat duminică, AstraZeneca subliniază că aceste cazuri de tromboze după vaccinarea cu produsul său sunt similare cu cele întâlnite la celelalte două vaccinuri. Oricum am luat-o însă, AstraZeneca are o presă foarte proastă în toată lumea, în Europa și în România și cu siguranță această presă proastă nu se datorează unei conspirații pe care celelalte două firme ar provoca-o, se datorează efectelor, prea multe lor efecte negative pe care acest vaccin pare să le aibă. Dar suntem în valul al treilea al pandemiei. Vorbim de ceva vreme despre acest val al treilea al pandemiei, se pare că a ajuns și la noi și vorbim aici nu doar despre temeri, pur și simplu vorbim despre statistici, numărul de îmbolnăviri a crescut foarte mult, în Constanța suntem în scenariul roșu, după cum bine știți, nu ne simțim deloc bine, cu alte cuvinte, și mai ales se vede această situație la internările din terapie intensivă. Asta ne transmit datele, statisticile. Că se fac mai multe teste sau mai puține teste, că avem mai mulți sau mai puțini testați, că unii testați nu se arată, nu sunt luați în statistici, nu apar. E în regulă, toate aceste date pot fi puse sub semnul întrebării, într-o anumită măsură, toate aceste date pot transmite o realitate cumva distorsionată. Dar ce ne doare cel mai tare este terapie intensivă, acolo unde când se ocupă locurile, știm că situația este mai degrabă albastră, nu este o situație chiar bună. Asta se întâmplă acum în România. Și de aici, desigur, apare o nouă întrebare. Avem pandemia, ne omoară pandemia asta de un an de zile. Dacă vă amintiți, de când a început povestea, s-a discutat despre paturi la terapie intensivă. Avem nevoie de mai multe paturi, avem nevoie de investiții în privința asta. A trecut un an și ce credeți? Avem paturi suficiente sau, mă rog, destule sau mai multe? Nu. Suntem tot pe acolo. O investiție mică, un pat, două paturi, cam așa. În rest însă suntem în aceeași situație precară în care eram și anul trecut pe vremea asta. Un fel de a spune că în România lucrurile nu se schimbă oricât ar fi de tristă, oricât ar fi de tragică chiar situația. România este din nou în criză de paturi la terapie intensivă, deși specialiștii avertizează de săptămâni bune că urmează un al treilea val al pandemiei, care poate fi mai dur din cauza noii tulpini britanice a coronavirusului. În București nu mai există niciun loc la terapie intensivă pentru pacienții cu COVID-19, în timp ce în țară mai erau doar 20-30 de paturi libere, spune șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Potrivit acestuia, a scăzut numărul locurilor la ATI față de octombrie-noiembrie 2020 pentru că multe spitale și-au reluat activitatea obișnuită. Arafat susține că în capitală, unde este cea mai gravă situație, vor fi deschise două unități mobile de terapie intensivă. Bună seara, vă ascult, sunteți în direct. Bună seara, domnul Popacostă, sunt cu lacrimi în ochii, cam un necaz mare. Ce s-a întâmplat? Sunt pe un program din ăsta, m-a găsit bolnav cu ficatul și am fost la medicul specialist, mi-a dat carbone, un program din ăsta pilot. Și ce credeți? După câteva zile că a luat, am început să am reacții adverse conform ceea ce scrie în prospect. Mi s-au umplut buzele, gâtul și cum scrie în prospect.
și am fost la urgență, că dacă s-a întâmplat sâmbătă, nu funcționa, era închis medicul. Și am fost la urgență, mi-a făcut tratament, mi-a făcut cortizon, de-abia mi s-a desumplat un pic, acum s-a făcut la loc. Și am fost azi la medicul care mi l-a dat și a început să vorbească așa, eram luat suflet peste picioare, era o bășcălie. Și zic, doamnă, uitați-vă aici că adresa medicamentului în prospect e adresă falsă. Am dat telefon la adresa din prospect și spune, nu există acest număr. Și mi-a spus, doamne, dar eu nu răspund de treaba asta, ci eu sunt medicul care te consult, eu nu răspund de treaba asta. Și am aflat din altă parte că unii au și murit prin Turcia care au intrat pe programul ăsta. Și i-a spus domnule doctor, zice, da, zice, poate că au murit, dar nu ești tu în faza asta, poate că era mai grav. Deci cu bună știință suntem omorâți, suntem și sunt și un pic speriat și panicat, de-aia sunt cu lacrimi în ochi. Și vreau să vin la dumneavoastră să vă arăt medicamentul și prospectul, să vedeți că adresa este falsă. Să dați telefon că nu răspunde nimeni. Este adresă fantomă, medicament luat din farmacie. Nu din altă parte. Da, domnul Mihalache, sper că sunteți bine în acest moment și că tratamentul pe care vi l-au aplicat v-a pus pe picioare măcar puțin. Nu sunt bine deloc. Am reacții adverse, mi s-au umplut gâtul, buzele, ochii. Nu sunt bine deloc. Dar și fost dar nu mai luați acest medicament experimental, nu? Da, mi s-a spus că dacă nu-l iau, nu mă fac bine și dacă renunț pe hotărârea mea. Și nu mai știu ce să fac. Dar faptul că când prospect se dă o adresă falsă, ce spuneți dumneavoastră de treaba asta? Nu e o ilegalitate, nu e o escrocherie la mijloc? Așa arată, ca și cum ar fi cel puțin în această privință o escrocherie. Domnul Mihalache, vă doresc sănătate și vă așteptăm cu acest prospect, cu această informație. Eu vreau să vin cu medicamentul în redacție să-l vedeți. Adică nu vă spun Gogoș sau Brașove sau Bancuri. Să vadă toată lumea ceea ce se întâmplă. Demonstrez, adică. Da. Și vă mulțumesc pentru ajutor. Da, domnul Mihalache, vă așteptăm. Și sănătate, aveți grijă de dumneavoastră. Da. Numai bine. Vă mulțumesc din suflet și să-ți vă dea lumea sănătate și pace în suflet. Numai bine, vă doresc. Numai bine. Da, probleme, mai aveți probleme de tipul ăsta, puteți să sunați, adresați-vă poate și altui medic, sigur că și aici la TV puteți găsi poate o înțelegere, dar poate că ar trebui vorbit cu alt medic, ar trebui încercat în altă parte, un alt punct de vedere. E foarte grav ce se întâmplă când apar astfel de reacții adverse, respectivul tratament trebuie oprit, desigur cu sfatul medicului, dar trebuie oprit mai ales pentru că face rău în mod evident. Așadar, stimați telespectatori, în capitală se suplimentează paturile, vor fi 47 de paturi ATI pentru adulți, 4 paturi de terapie intensivă neonatală și 140 de paturi de terapie intermediară destinată pacienților COVID-19 vor fi suplimentate în unitățile sanitare. Suntem deci într-o situație aproape similară cu ceea ce se petrecea anul trecut pe vremea asta. De ce suntem tot acolo? Întrebări filozofice în România. De ce parcă nu avansăm? De ce nu învățăm nimic din greșeli? De ce nu învățăm nimic din situații prin care am trecut, cu care ne-am confruntat? Întrebări filozofice, întrebări fără răspuns până în acest moment. Dar cine știe, poate că vom învăța mai mult. Dar haideți să ne întoarcem în Constanța, la domnul Horia Constantinescu, care este din nou în mijlocul unui scandăluț. Așa pare să fie din ce citim în presa locală pe focuspress.ro. Reprezentanții Asociației Albatrosul solicită public lui Horia Constantinescu să-și ceară scuze pentru limbajul licențios avut față de vicepreședintele ONG-ului Mihai Macovei. Primăria nu are deocamdată nicio poziție oficială față de cele întâmplate luni în portul Tomis. Așadar, în portul Tomis este o discuție, știți, acele barăci de pescari sau ce or mai fi ele trase pe spațiul verde, puse de multă vreme pe spațiul verde fix în portul Tomis, trebuie să fie desființate. E un întreg scandal în jurul lor acolo și se pare domnul Horia Constantinescu s-a dus să discute problema. Iar discuția, din ce spun cei de la acest ONG, a cam degenerat. Ce spune Asociația pentru Pescuit, Agrement și Scufundări Autonome în Marea Neagră, Albatrosul? Îl somăm public pe domnul Constantinescu Horia, angajat al primăriei Constanța, să-și ceară scuze
pentru limbajul licențios a avut față de vicepreședintele asociației, domnul Mihai Macovei, și de defăimarea asociației noastre prin afirmațiile denigratoare făcute în public, fără un minimum de suport, în locația din portul Tomis Constanța. Pe lângă injurii, directorul executiv Horia Constantinescu din cadrul primăriei Constanța ar fi asociat acest ONG cu o grupare infracțională care funcționează fără a deține documente legale de constituire, cu probleme legale în justiție. Așadar, cam asta este situația. Deci, vulcanicul Horia Constantinescu pare că a dat drumul la ceva lavă și iată apar niște discuții în legătură cu comportamentul său. Poate că nu este așa. Din ce înțeleg din articol, deși a fost sunat domnia sa, nu a reacționat, n-a zis nici da, nici ba. Nu știu ce înseamnă asta, putem să ne gândim însă că ar însemna ceva ce îl dezavantajează. Dar haideți să mergem și la o veste care pare să fie bună. Iată un articol de pe ct100.ro, o exclusivitate. Omul de afaceri Grigore Comănescu vrea să construiască în Constanța unul din cele mai moderne spitale din Europa. Vreau să aplaud această inițiativă, avem nevoie de spitale serioase în Constanța, pentru că nu avem decât Spitalul Județean, care este serios, și apoi niște mici spitaluțe de jur împrejur, și private, și desigur de stat, dar complet insuficiente. Așadar, un om de afaceri vrea să construiască în Constanța unul din cele mai moderne spitale din Europa. Dar de ce nu construiește statul român un spital aici în Constanța? De ce este nevoie să ne uităm ca la o veste bună la aceasta? Și nu avem vestea bună că statul se pregătește să investească în Constanța așa cum s-a tot discutat. Statul investește în acest sens în Cluj, în alte locuri departe de Constanța, iar Constanța rămâne pe lista neagră, nu este pe listă. Eu nu mă bucur pentru că un om de afaceri, oricare ar fi el, vrea să construiască un spital în Constanța. Foarte bine, să o facă. Pe mine mă enervează foarte rău că în loc să fie o investiție de stat, așa cum se cuvine, pentru dezvoltarea zonei, pentru a arăta că intențiile statului în ce privește Dobrogea, Constanța, sunt unele consistente, noi suntem lăsați la mâna acestor investiții, acestor investitori privați. Dar și mai interesant este, și asta vine tot ca o veste bună, că deși este o investiție privată, spitalul va fi în contract cu casa de asigurări, așadar serviciile vor putea fi decontate. Păi, este un privat care funcționează cu bani de la stat, nu-i așa? Ce fel de socoteală este asta, vă întreb pe dumneavoastră, stimați telespectatori. N-ar trebui ca privatul să funcționeze privat. Știu că s-au amestecat lucrurile, dar de multe ori nu în folosul pacientului și statul să funcționeze ca la stat. La noi este așa un amestec, o zăpăceală, că nu mai știi când mergi la stat plătești de te ustură, când mergi la privat plătești mai mult și peste tot decontează această zeiță numită Casa de Asigurări. O zeiță foarte binevoitoare cu cei care încasează și, desigur, mai degrabă strânsă la buzunar cu cei care chiar au nevoie de servicii medicale. Bun, o veste bună, spune articolul, o veste excepțională. Eu mă întreb de ce statul român nu investește în acest fel în Constanța. De ce trebuie să ne bucurăm că un privat face acest lucru? Ce spune articolul de pe ct100.ro, articol semnat de colegul meu de aici de la televiziune, Cristi Hagi? Constanța are nevoie ca de aer de un spital nou și nu numai Constanța, Dobrogea, întreaga regiune de sud-est a României, pentru că aici la noi ajung cazuri din județele învecinate, foarte adevărat și foarte corect, așa este. O unitate spitalicească nouă vrea să construiască omul de afaceri Grigore Comănescu, proprietarul grupului de firme Compress Util. Intenția sa este dezvăluită de planul urbanistic zonal pentru bulevardul Alexandru Lăpușneanu din municipiul Constanța. În puzul propus apare și o clădire cu funcția de spital amplasat pe bulevardul Lăpușneanu, peste drum de parcul Tăbăcărie. Ca să știți și dumneavoastră cam pe unde ar fi. După multe încercări, spune autorul articolului, am reușit să obținem de la acesta informații referitoare la intenția sa. E tare rău să fii bolnav, spune investitorul Grigore Comănescu, să ai o problemă medicală, să nu ai siguranța că medicii vor găsi cele mai bune soluții pentru a te salva
Știu ce înseamnă acest lucru pentru că am făcut și eu un infarct, cu stop total. Am avut mare noroc de medici foarte bine pregătiți aici la noi la Constanța. Încă de atunci m-am gândit să las ceva în urma mea, să fac ceva deosebit pentru constanțeni, pentru orașul Constanța, dar și pentru toată zona de sud-est a României, a declarat viitorul investitor. S-a referit și la faptul că este constructor, nu medic. Da, sunt constructor, dar asta nu este nicio problemă. Am alături de mine cei mai buni specialiști din țară și dorința de a face ceva bun. Necazul pe care l-am avut m-a învățat că trebuie să las ceva în urma mea. Până atunci, vă spun sincer, nu-mi dădeam seama cât este de necesar când treci prin așa ceva și știi că poți să-i ajuți și pe alții să le salvezi viața. Trebuie să o faci, a mai spus omul de afaceri. Aplaud din nou această inițiativă, mă bucur pentru această inițiativă, mă întristez foarte tare pentru că noi în Constanța nu beneficiem de, nu i-aș spune ajutorul, de sprijinul, să-i spunem, guvernului, și asta arată ceva despre orașul nostru. Și acum ar fi oare greșit să facem o legătură între faptul că guvernul investește în Constanța în acest sens și se poate gândi altcineva să investească? E o legătură aici, cumva? Putem doar să presupunem și ar fi o presupunere poate îndrăzneață, dar este bine și așa. Avem, până la urmă, o investiție, cum o fi ea. Cred că va mai fi de discutat pe această temă, stimați telespectatori. Și chiar acum o vom face pentru că, iată, se pare și pe pagina noastră de Facebook avem niște comentarii care ar putea să ne mai dea un pic de, să spunem, subiect. E super deșteaptă decizia unui om de afaceri, ne scrie doamna Roxana, și pe un teren retrocedat de vis-a-vis de tăbăcărie, așa o să îndulcească pastila probabil, dar cred că este de discutat într-adevăr. Este într-adevăr un subiect și un subiect important pentru că ne privește pe toți. Mie îmi place foarte mult discursul să îi spunem atât de filotim, atât de filantropic, atât de plin de compasiune. Un discurs foarte bun. Dar e o afacere. Este bag bani și scot ceva bani de acolo. Haideți să vedem și ce este sub învelișul de ciocolată al bomboanei, știți? Nu e nicio problemă cu investitorii, câtă vreme investițiile astea sunt făcute clar în folosul cetățeanului și câtă vreme acest tip de investiție nu inhibă în vreun fel mersul normal al lucrurilor din punct de vedere al investiției în general și din punct de vedere al investiției, iată, într-un spital, de exemplu. Vă reamintesc faptul că noi în Constanța nu suntem pe nicio listă a vreunei investiții de acest fel din partea guvernului. De ce nu știm? Că cei de la PSD, că cei de la PNL, cert este că orașul nostru rămâne un câmp deschis pentru investitori. Luăm acum o scurtă pauză, revenim foarte, foarte repede. Pentru alte comentarii, desigur, vă așteptăm, interveniți în direct dacă doriți, un număr de telefon care vă stă la dispoziție, dar și pe pagina de Facebook a emisiunii, puteți să comentați acolo în funcție de comentarii, de cât sunt de pertinente, le putem aduce aici pe masă. Iar eu mă întorc în Constanța, amintiți-vă cazul semnalat de consilierul USR Mihai Ochiuleț, cel care s-a dus pe la CT Bas, pe acolo, pe la autobază, pe la fostul ATC, ca să îi spunem așa cum îl știe toată lumea, și acolo a văzut, așa, din greșeală, niște tone de dosare, de documente depozitate într-o hală mucegăită. Acolo s-au găsit printre documente și înscrisuri care dovedesc dreptul de proprietate al municipiului asupra unor terenuri, a declarat pentru Dobrogea Live administratorul public al Constanței, Felice Ovanesian. Adică acolo nu sunt doar acte bune de topit, așa cum s-a declarat la un moment dat, sunt acte care chiar au o relevanță pentru statutul anumitor terenuri în Constanța. Bănuiala celor din actuala administrație este că fosta administrație a cam vrut să se spele pe mânuțe repede și a aruncat toate aceste documente ca să nu le mai vadă vreodată cineva. Acum, dacă este chiar caz penal, e o întrebare bună, de ce nu-s procurorii acolo să ia filele la mână, să le numere, să le miroase, să le descompună, să vadă ce-i cu ele?
dacă sunt persoane vinovate, care or fi alea? Se pare că sunt niște persoane vinovate în actuala administrație. Mihai Ochiuleț, consilier local, spune tot pentru Dobrogea Live că în opinia sa de cele întâmplate se fac vinovate cel puțin 3 persoane din municipalitate care încă dețin funcții înalte. Este clar că cel puțin o parte din documentele din depozit sau de o parte din ele s-a vrut să se scape. De altfel, transferul documentelor s-a realizat fără nimic scris, a explicat Ochiuleț. La autobaza CTBAS au fost identificate 119.909 dosare, 1049 de bibliorafturi, 1016 volume, 65 de pachete și 124 de cutii propuse spre distrugere. Potrivit City Managerului, la baza operatorului public de transport au fost identificate dosare de la Direcția Patrimoniu și Cadastru, care cuprindeau contracte de vânzare, expertize, copii după acte identitare, planuri în original și înscrisuri ce dovedeau dreptul de proprietate al municipiului asupra unor terenuri. După cum bine știm, stimați telespectatori, această bubă a terenurilor l-a băgat pe Mazăre în închisoare și pe alții pe lângă el. Este o problemă serioasă în Constanța, sau cel puțin a fost, și nici măcar nu este vreo surpriză că există suspiciuni în privința acestui subiect și că pot fi astfel de documente de care cineva încearcă să scape. Că nu o face într-un mod prea inteligent, că nu o face într-un mod neapărat previzibil, asta e partea a doua, dar dacă sunt așa multe, probabil că le-au aruncat acolo. De asemenea, administratorul orașului a precizat că în bibliorafturile predate pentru un anumit an se regăseau documente din cu totul alți ani. În bibliorafturi erau alte documente decât cele descrise. Printre documente au fost identificate 112 dosare reprezentând identificări și localizări de imobile între anii 2002-2011, dosare care ar fi trebuit păstrate permanent în opinia Comisiei de Control. Sigur că putem să presupunem rea intenție, e primul lucru pe care îl facem, dar putem să presupunem și că fosta administrație atât de buimacă, atât de lipsită de eficiență, atât de scufundată într-un fel de dezorganizare, să-i spunem doar așa, probabil că, știți cum e, nu te mai uiți la, nu le mai e la mână, că n-ai timp, n-ai oameni să facă asta, le arunci pe toate grămadă, nu te mai uiți. Ori fi documente care nu trebuie aruncate, dă-le încolo. Din 100.000 de file, aruncăm și 10.000 de file, care poate ne-ar trebui. Dacă nu le mai găsim, nu e o problemă. Facem o cerere scrisă, un dosar cu șină, îl ducem la biroul de la etajul 3 și acolo, peste 7 luni, ni se rezolvă această cerere, adică suntem trimiși la următorul ghișeu, etc. Întâmplări din Constanța, stimați telespectatori, aici suntem, ăsta e nivelul, așa se discută, mai înjură unul în Portul Tomis, se mai aruncă niște mii de file importante și se și investește. E bine că se și investește. Haideți să lăsăm un pic Constanța, să mergem în Italia, unde o veste foarte proastă pentru cei care se gândeau, sperau că în perioada următoare ar putea să ajungă pe acolo, să viziteze ceva. Un nou lockdown a fost instituit începând de luni în Italia, vizând peste 40 de milioane de locuitori din cauza creșterii numărului de cazuri de coronavirus, relatează CNN. Cu excepția insulei Sardinia, unde există foarte puține restricții, toate regiunile din Italia sunt supuse regulilor care se aplică zonei portocalii sau celei roșii. Cele 20 de regiuni italiene sunt împărțite în zone galbene, portocalii și roșii. Roșiile cu risc ridicat, portocaliu cu risc mediu. Pe lângă Lombardia, cu metropola sa Milano și Lazio, cu capitala sa Roma, Veneto și Emilia-Romagna se află de asemenea în zona roșie de risc. În aceste regiuni, deplasările sunt permise doar din motive profesionale și de sănătate, precum și pentru aprovizionare cu produse de primă necesitate. Sporturile în aer liber sunt permise doar individual, de asemenea, elevii trebuie să se întoarcă la cursurile online. Guvernul condus de Mario Draghi a adoptat vineri în Consiliul de Ministri noi măsuri anticovid pentru perioada 15 martie-6 aprilie, hotărând în special ca regiunile care înregistrează un număr de peste 250 de noi cazuri pe săptămână să intre automat în zona roșie. În plus, pentru weekendul de Paște, adică 3, 4 și 5 aprilie, întreaga peninsulă va fi clasificată automat ca fiind zonă roșie. Italia, care a depășit pragul de 100.000 de decese din cauza pandemiei, înregistrează o creștere accentuată a contaminărilor și deceselor, în mare parte din cauza tulpinii britanice. Autoritățile au raportat peste 3.223 de milioane de cazuri de infectări de la începutul pandemiei.
Ne uităm, așa cum o facem de la începutul acestui val al treilea, cu o relativă neîncredere la ce se întâmplă în Italia, de exemplu, și ne gândim cu naivitate că pe noi n-are cum să ne atingă, la noi n-are cum să se întâmple, deși suntem și noi deja simțim unda de șoc acestui al treilea val. Dar să ne încântăm, nu zic să ne amăgim, să ne încântăm cel puțin cu ideea că și acest val va trece, sperăm cu cât mai puține victime, cu cât mai puține nenorociri și că, bazându-ne pe vaccin, bazându-ne pe o experiență pe care deja am căpătat-o în ce privește igiena personală și distanțarea fizică, vom reuși să ieșim și din acest al treilea val, că haideți, vine primăvara în curând, iese soarele, se încălzește și se stinge, așa cum s-a întâmplat și anul trecut. Măcar până în toamnă, știți? Măcar până în iarnă, poate de tot, această nenorocire. Dacă ar fi să dăm crezare autorităților din România, prin septembrie vom fi 10 milioane vaccinați. Sigur nu va fi așa, dar măcar acolo, în 7-8 milioane. Bun, așadar, Italia a intrat în lockdown, și asta nu ne bucură cu nimic. Sperăm că nu vom ajunge și noi în această situație foarte curând. Înapoi în București, Institutul Marius Nasta din București, aici ne întoarcem la absurdul clasic în România, Institutul Marius Nasta din București riscă să închidă fie centrul de vaccinare din cadrul spitalului, fie secții din spital din cauza faptului că trage de același personal. Iar angajații care lucrează și în weekend și asigură funcționarea centrului de vaccinare nu pot fi plătiți suplimentar, a declarat luni pentru Hot News managerul celui mai mare spital de boli pulmonare din România, medicul Beatrice Mahler. Motivul, autoritățile nu s-au gândit să reglementeze plata suplimentară a personalului din centrele de vaccinare din cadrul spitalelor, ci doar pe cea a personalului din celelalte centre de vaccinare. Așadar, cei care lucrează în spital și care sunt obligați, nevoiți să lucreze și într-un astfel de centru de vaccinare, nu sunt plătiți pentru activitatea suplimentară. Și pentru că trebuie să lucreze și dincolo, n-au cum să o facă și dincoace, lasă că nu sunt plătiți, dar nici măcar nu au putere, n-au timpul, n-au resursele biologice să facă asta, că n-au cum să lucreze non-stop. Singura compensație pe care o pot primi angajații din centrele de vaccinare din spitale ar fi să-și ia zile libere pentru weekendurile lucrate în plus, caz în care s-ar bloca activitatea unor secții din spital în condițiile în care este vorba despre același personal. Angajații care lucrează ore suplimentare în centrul de vaccinare din spital ar fi dispuși să renunțe la zilele libere și să fie plătiți suplimentar, însă legea nu permite acest lucru, a explicat Beatrice Mahler. Așadar, un caz de deja clasic, aș spune, de încurcătură birocratică românească, unde se mai uită pe aici pe acolo câte un detaliu, se trece prea ușor peste el sau se dă pur și simplu legea, dar nu există norme de aplicare ale acesteia. Și iată încă o știre, vă amintiți de documentarul Recorder, cel cu Dumnezeul Investițiilor. Acolo apărea un preot din Tulcea care, când a fost întrebat cum de are un asemenea succes fenomenal, a zis așa de Dumnezeu, ne ajută Dumnezeu. Mă rog, Dumnezeu implicat în acest aspect economic. Mădălin Iscru se cheamă preotul care are societatea comercială Siloam Proiect. Societatea comercială a fost chemată în judecată de câteva unități administrativ-teritoriale din Constanța și Tulcea pentru care a prestat diverse lucrări. Siluan Proiect SRL, cu sediul social în satul de în județul Tulcea. Ce ar spune Sfântul Siluan, săracu, dacă s-ar vedea băgat și el în acest proces economic și nu doar? Așadar, Siluan Proiect SRL, cu sediul social în satul de în județul Tulcea, fondată de preotul Mădălin, fost consilier personal la cabinetul secretarului de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, se află la un pas să intre în faliment. În prezent, firma se află în insolvență. Judecătorul sindic din cadrul Tribunalului Tulcea a decis stabilirea unui nou termen în cauza pentru a se discuta propunerea administratului judiciar de a intra în faliment. Despre preotul Iscru, jurnaliștii de la Recorder au dezvăluit că a obținut peste 100 de contracte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală fără licitație, acel PNDL, în care se luau foarte mulți bani pentru a se face foarte puține și prost lucruri. Pe data de 20, așadar, în continuare, magistrații au dispus deschiderea procedurii de insolvență în formă generală cu privire la debitoarea SC Siloam Proiect SRL. Cu alte cuvinte, Dumnezeu
n-a mai vrut să mai funcționeze această minunată firmă, și-a retras harul, și-a retras mila și, iată, bate falimentul la ușă. Acum, sigur că nu putem să o facem pe proștii, cum ni s-a sugerat, mă rog, prin ce am văzut din acele interviuri. E limpede că omul ăsta era mufat, conectat la fonduri care îi veneau degeaba și din care probabil făcea el câte ceva, dar nu așa cum ar fi trebuit, că dacă le făcea cum ar fi trebuit, nu rămânea cu suficient să-și construiască vila aia somptoasă și să aibă mașinile alea de lux. Nu spun că e un om rău, bineînțeles. Nu spun că e un om rău, dar cu siguranță etica, chiar profesională și chiar morala umană, au de suferit în dreptul acestui subiect. Dar destul despre ce se întâmplă pe aici, pe la noi, subiecte, desigur, grele, toxice, urâte, peste care încercăm să trecem mai vioi și să mergem la un alt subiect important, și cu această ocazie vă și invit să vedem împreună un reportaj de la recorder.ro ce se întâmplă cu studenții care studiază în afara țării. Cum văd ei diferențele de sistem? Cum văd ei, cum mărturisesc ei aceste diferențe? Pentru că, sigur, știm că și în România se face școală serioasă, se face școală cum s-o face, poate serioasă, poate mai puțin serioasă, și în afara țării, dar cel mai interesant este să auzim copii, studenți, care chiar studiază în afara țării. Un reportaj foarte interesant, niște mărturii cât se poate de consistente, de sugestive, care ne arată diferențe subiective, desigur, percepute ca atare de acești studenți, diferențe între sistemul românesc de educație și sisteme diferite din străinătate. Eu vă spun în acest moment seară frumoasă, ne revedem mâine la ora 20, dumneavoastră rămâneți cu recorder.ro. Cele bune! Pentru că în România tot timpul există o problemă, tot timpul există o încurcătură, tot timpul există lenerea asta totală și fiecare se ocupă doar de ce îl afectează pe el în mod direct. Ce speram? Sună un pic urât, dar civilizație. Am încercat prima oară aici și nu a fost atât de tare precum așteptam și am zis atunci să plecăm. În politic sunt multe probleme, corupție și așa mai departe, foarte multe probleme, dar cred că ar trebui să ne uităm fiecare la noi. Eu cred că problema pleacă încă din liceu, adică trebuie lucrat la mentalitatea care le este insuflată elevilor. Trebuie să te duci cu ciocolățica, cu parfumerul. M-am obișnuit ca totul să funcționeze extraordinar de bine la Viena. Metroul vine la ora la care trebuie să vină. Nu există surprize. N-am întâlnit niciodată în englez care să întârzie. Oamenii sunt corecți, oamenii respectă lucrurile, oamenii sunt politicoși. Știu, când m-am dus, trebuia să am interviu la școală. Și noi trebuia să zburăm din România și cred că tata a încercat să afle de la școală la ce oră o să am interviu cu directorul de la internat și cu directorul de la școală. Secretara înțelegea de ce e așa importantă oră. Și până la urmă i-a spus că atunci când ajungem noi, că noi venim din altă parte, atunci o să fie și directorul și o să se strângă lumea și o să am interviu. Și tata a fost foarte șocat pentru că s-a chinuit, cred că 2 săptămâni, să obțină de la directoarea noastră de la școală din România notele mele, care trebuia să le traducă și să le trimită în Austria. Adică trebuie să te duci cu ciocolățica, cu parfumelul. Și în Austria se plimba directorul după cum ajungeam eu din România. Am încercat prima oară aici și nu a fost atât de tare precum așteptam. Și am zis atunci să plecăm. Este foarte diferit. În primul rând că te pun la treabă, fără să te streseze neapărat, dar trebuie să muncești. Faptul că înveți atât de multe fără să-ți dai seama de efortul pe care îl depui, asta mi se pare esențial. Asta e ce face acolo, au reușit și aici sper să urmeze. S-a potrivit foarte bine pe domeniul meu. Mi se pare că m-am dezvoltat mult mai mult ca artist plecând în afară. Bazat pe competențe, adică să
chiar poți să faci acele lucruri pe care le înveți, decât în România, unde doar le înveți pe de rost, dar nici măcar nu știi despre ce e așa, înveți mecanic. Cred că la sistemul educațional în România problema e undeva mai adâncă și aici vorbim de salariile, în primul rând, și pregătirea profesorilor și implicit dedicarea lor la ore. Relația dintre profesor și elevi m-a șocat, mi s-a părut că e foarte deschisă. Elevii puteau să le spună orice foarte deschis profesorilor și era mult mai personală și mult mai apropiată decât aici, unde profesorii aici și elevii sunt undeva mai jos. Cred că e și mai ușor să fii motivat din moment ce ești plătit cum ești plătit afară. Cred că totuși îți vine mai ușor să-ți faci treaba. Mi se pare și asta un factor destul de important. Văd mulți tineri la noi, la facultăți, care nu vin neapărat motivați. Și ca profesor bănuiesc că după mai mulți ani începe și ce să-ți mai treacă entuziasmul. Ce poți să înveți românii de la britanici? Au mai multă încredere unii în ceilalți. Și cred că asta provine de la o încredere de sine consolidată. Oamenii sunt corecți, oamenii respectă lucrurile, oamenii sunt politicoși. Ca austriecii nu prea încep chestii fără să le... adică fără să creadă măcar că le termină. Eu n-am cunoscut pe cineva care să-mi zică că fac ceva doar așa să fac sau... adică dacă se apucau să facă ceva, știau și ce se întâmplă când termină ce fac mai departe. Totul foarte bine pus la punct. Eu nu știu în ce lume se află. Și asta și din cauza că părinții noștri nu au posibilitatea să înțeleagă pe deplin că trăim până la urmă într-o lume capitalistă. Clasa politică. De departe. Ar trebui să vină cineva la putere cu o altă mentalitate și să-i impună anumite lucruri. Pentru că dacă nu vezi și altceva, nu ai cum. Adică nu poți să zici, gata, dintr-o dată, hai să ne schimbăm cu toții. Politica în afară nu se face pe 4 ani cât e un mandat, se face pe 20 de ani, pe 30 de ani. Să nu vină de fiată când alegem un nou guvern sau nu știu ce, cu altă idee incredibilă să mai iasă unii de la închisoare sau mai știu ce. Să fie un plan pe mai mulți ani, să se inspire de la nordici, pentru că ei aparent o fac cel mai bine. Să respecte legile, adică dacă scrie că trebuie să respecti viteza aia, dacă nu respecti, să se pedepsească, la fel cum se face în altă țară. Nu să dai șpagă. Pe de o parte se vorbește de statul paralel și este singurul obiect al discursului politic și pe de altă parte se vorbește de corupție, care... Da, este o problemă uriașă, dar iar este aproape singurul obiect al discursului politic. Mi se pare că se focusează pe un discurs populist, poate de ambele părți al spectrului politic, care nu conduce la nimic bun pentru noi și special pentru tineri care au nevoie de o astfel de educație politică care în România lipsește din rădăcini. Cred totuși că o să se schimbe ceva la următoarele alegeri. Adică lumea a devenit mult mai activă, din punct de vedere politic, mult mai la curent, dacă vrei, cu tot ce se întâmplă, nu doar cu marile probleme. Mai vrei și România? Nu cred. De ce? Pentru că m-am obișnuit ca totul să funcționeze extraordinar de bine la Viena. Nu mai era ce să la Nu cred. Nu vreau să zic nu. Nu pot să zic nici da. Eu cel puțin nu sunt atât de patriot să zic că vin înapoi în țară și că eu o să schimb România, pentru că nu o să schimb. Nu e neapărat că nu vreau să mă întorc în România, ci nu știu exact unde vreau să trăiesc în continuare. Cred că se poate schimba ceva și da, cred că eu pot schimba ceva în măsura în care fiecare tânăr de vârsta mea sau din generația mea poate schimba ceva. Principalul motiv pentru care m-am întors este că am încredere că pot să vin cu ce am învățat de acolo și să dezvolt un pic sectorul ăsta de dans contemporan și artă contemporană. Da, da. Pentru că îmi place foarte mult aici. Și pentru că nu există deocamdată, din ce am văzut până acum, niciun mediu în care să mă pot exprima mai liber
decât în România. Eu personal, în momentul de față, văd România ca pe un loc unde este foarte, foarte mult spațiu de dezvoltare. Altfel nu m-aș fi întors dacă n-aș fi crezut că se poate dezvolta ceva din chestia asta. Înțeleg perfect. Sper doar să meargă la vot așa cum am înțeles că se merge în diaspora. Am înțeles că ei deseori pot să facă diferență. Înțeleg dacă nu se mai întorc. Mi-ar plăcea să vadă România drept un loc în care se pot întoarce, chiar dacă aleg să nu o facă. Mi-ar plăcea să ajung în punctul ăla în care zice, bă, aș putea să mă întorc, e ok, dar am obișnuit aici și rămân. Dar nu rămân pentru că acolo e nașpa. Asta e ideea. Rămân pentru că m-am obișnuit.